Nodul rutier din nordul Republicii Moldova, de la intrarea în orașul Bălți, construcția căruia trebuia să fie finalizată în decembrie 2020, ar putea fi gata abia la sfârșitul acestui an. Proiectul a început în 2019, dar a tot fost tărăgânat din cauza unor probleme contractuale. Localnicii spun însă că lucrările se desfășoară cu viteza melcului din cauza numărului mic de muncitori. Muncitori nu le văd practic deloc, sunt foarte rar în viziunea noastră să apar. E foarte greu de traversat, de circulat pe poziția asta. 2-3 10, nimeni, iar 2-3 din când în când, câteodată în genere nu-i nimeni, e o liniște, adică eu chiar și-am uitat de câți ani. Îți pare că tare mult vreme le fac, tare mult timp, tare mult timp. Deseori vedeți pe muncitori pe șantier? Da, ei lucrau, dar nu prea mult. Lucrau 2, 3, 4. Din câte puteți observa, la această oră, în plină zi de muncă, pe șantier fluieră vântul. Pot fi observați doar câțiva muncitori ce efectuează careva lucrări neînsemnate. Când am ajuns la Bălți, pe șantier am surprins în jur de 10 drumari. Doi dintre ei lucrau pe pod și ne-au spus că pregătesc zona pentru instalarea unor rosturi de dilatare. Dumneavoastră, ce faceți? Lucrăm. Ce anume? Ce lucrări? Facem show. Așa răzăm casă. Atât. Când ați început? De el altă ieri. Din partea lucrului, și oameni suntem puțuntei de atâta și mai greu merge. Am încercat să aflăm de la șeful de șantier motivul tergiversării lucrărilor, dar acesta a refuzat să ne vorbească. Vreau să știm de ce se tergiversează lucrările. Stați un pic pe loc să discutăm și noi. Un interviu, puteți să-mi luați pe mine, dar nu vă dau niciun interviu. Coincidență sau nu, însă, după aproximativ 30 de minute de la venirea echipei noastre de filmare, șantierul s-a umplut cu muncitori. Șeful adjunct de la Administrația de Stat a Drumurilor, Sergiu Gălușca, a precizat că antreprenorul a cerut de 3 ori amânarea termenului de predare a lucrărilor, iar motivele ar fi fost întemeiate. Unul din factori era că, de fapt, proiectul tehnic, proiectul de execuție, în baza proiectului de execuție se face de viziu estimativ și în baza de viziu estimativ s-a stipulat că lucrările urmeau a fi făcute în 48 de luni. Deci acolo este un grafic special care îl generează programul. La semnarea contractului nu s-a menționat, nu s-a pus acele 48 de luni care au fost dictate de fapt de proiect, dar s-a pus 18 luni, ceea ce implica după sine anumite aspecte. Premierul Dorin Drăcean a vizitat zilele trecute șantierul și s-a arătat nemulțumit de evoluția lucrărilor. Lucrările care trebuie să fie executate în 18 luni durează ani de zile. Am analizat problema împreună cu șeful de șantier și până în luna octombrie aceste lucrări trebuie să fie finalizate și asta se va întâmpla. Valoarea totală a proiectului de reabilitare a nodului rutier din Bălți este de aproape 112 milioane de lei care provin din bugetul de stat.